Ești plină de compasiune, umanistă, incredibil de sensibilă la nevoile altora. Oamenii ți se încredințează și îți cer ajutorul, deoarece știu că le simți durerea și că ești capabilă să-i ajuți în rezolvarea problemelor. Natura ta se caracterizează printr-o dăruire pasională și o înclinație de a acționa fără întârziere. Vrei să schimbi lumea, dar dacă încercările tale nu sunt acceptate, poți deveni temporar descurajată. De regulă, tu acționezi în spatele scenei. Rareori preiei rolul de lider, cu excepția cazului în care circumstanțele te obligă să faci acest lucru. Tu găsești cea mai mare satisfacție în capacitatea de a acționa într-o atmosferă de pace totală a minții. Ție nu ți este specifică activitatea socială sporită deoarece îți poți exercita influența asupra evoluției evenimentelor fără prezență fizică. Ai o sarcină intelectuală puternică, gândurile, angajamentele și chiar imaginea ta pot pune în mișcare orice proces. Chiar și în singurătate, nu te simți niciodată singură. În plus, nu suferi niciodată de gelozie față de cei care se află în centrul atenției publice. Cauți mereu beneficiile acțiunilor tale, te asiguri că munca este finalizată la timp, așa că pur și simplu nu ai timp să accepți critici sau laude. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: încredere, blândețe, emoționalitate, realism. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și confortul. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a folosi resursele și munca altor persoane și de a juca împotriva regulilor. Tu ești foarte delicată și sensibilă, nu poți suporta durerea și suferința altor oameni. Ești un adevărat umanist care va veni mereu în ajutorul tuturor celor care au nevoie și te vei bucura pe deplin de încrederea oamenilor aflați în primejdie. Tu nu eziți niciodată în luarea deciziilor, te grăbești imediat să ajuți fără ezitare. Ești pe deplin angajată să-i ajuți pe cei slabi și nefericiți, ești dornică să schimbi întreaga lume, să o scapi de nedreptate, dar văzând inutilitatea încercărilor tale poți cădea în depresie. Tu ai o abilitate rară de a suferi eșecuri și, folosind propria ta experiență, avansezi la următorul proiect. În relațiile personale, în special în viața de familie și creșterea copiilor, te comporți extrem de demn, dar numai dacă cei dragi înțeleg nevoia de confidențialitate și nu încalcă rutina stabilită de tine. După o zi aglomerată, te poți bucura de o seară liniștită cu familia și prietenii. Dacă apreciezi cu adevărat confortul casei, atunci casa devine cu adevărat cetatea ta și îți dai seama pe deplin de toate dorințele și nevoile tale în acest domeniu. Cu toate acestea, în acest caz, ai dreptul să ceri același fel de loialitate de la cei din casă. Totuși, poți avea momente în care ești complet necomunicativă și chiar agresivă față de alții.
ești predispusă să cazi într-o lipsă de bun simț elementar. În acest sens, este util să-ți găsești o sferă de activitate publică în care să-ți poți realiza pe deplin capacitățile și nevoile tale, netezind colțurile ascuțite ale caracterului. În caz contrar, te așteaptă singurătate fără speranță și existență lipsită de bucurie. Poți fi un specialist foarte competent. În plus, ești conștientă de capacitățile proprii și rareori te supraestimezi. Cu toate acestea, uneori ești prea energică și, datorită imaturității tale emoționale, nu controlezi fulgerele de agresivitate sau furie, în final împingând pe alții departe de tine însăți. Într-adevăr, deși ești aparent imperturbabilă, nu ar trebui să fii supărată. Ar trebui să cauți prieteni capabili să-ți aprindă optimismul și să te antreneze în distracție. Râsul și neglijența sunt extrem de necesare pentru tine. În acest sens, compania prietenilor devotați și spumanți are un efect benefic asupra vieții tale. Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, naturalețe, fiabilitate și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 27 aprilie soarta ta? Ești o personalitate puternică care nu este influențată de alții. Nu îți pierzi curajul în fața obstacolelor. Prin toate mijloacele te vei lupta pentru locul tău sub soare. Cu adevărat, poți fi numită stăpâna vieții și destinului tău. Ești o femeie puternică care știe să acționeze în una sau altă situație, prin urmare instrucțiunile și sfaturile altor persoane sunt pur și simplu lipsite de sens. Îți place când totul merge așa cum a fost planificat mai devreme. Prin urmare, dacă cineva se abate de la planul stabilit, aceste lucruri provoacă furie. În cazul unei abateri de la plan, furia este practic neobservată și trece într-un minut literal. Tu știi cum să înveți din greșelile tale și cum să supraviețuiești. În același timp, tu înțelegi perfect că dacă nu se întâmplă odată, atunci nu trebuie să renunți și să mergi spre obiectivul tău. Ceea ce este cel mai remarcabil este că nu-ți supraestimezi importanța, că nu ai vanitate. Pe deasupra, tu știi exact cine ești și ce poți face. În ciuda faptului că ai o putere incredibilă, totuși preferi să rămâi în spatele scenei. Tu nu ești obișnuită să te oprești la ceea ce ai obținut, te străduiești mai mult și obții rezultate foarte bune. Bogăția incredibilă poate fi în mâinile tale, dar tu nu te lauzi deloc cu ea și nu o afișezi în public. Nu îți dorești să ocupi niciodată o poziție de lider? Pentru că ți lipsește completă dorința de a împinge pe cineva și de a conduce. Ești străină de sentimentul de responsabilitate pentru cineva care nu este din familia ta. De aceea, tu nu te afli niciodată în centrul evenimentelor și preferi să rămâi în umbră. Ești completă lipsită de dorința de a fi faimoasă și recunoscută de oricine. Multă noroc te bântuie, tu nu cunoști expresia, tam-tam. Este foarte dificil să te simți nefericită. Poate părea altora că te-ai născut într-o cămașă de aur și atragi diverse beneficii. Tu ești obișnuită să faci totul numai în cel mai bun mod, pentru că ți este străin să faci ceva neglijent. Nu îți place neglijența și lena în oameni. Ești foarte solicitată datorită competențelor și experienței tale. Și luând orice poziție vei fi cel mai bun profesionist în domeniul ales și conducerea va arăta aprecierea unui astfel de angajat. În orice caz, nu vei rămâne niciodată fără mijloacele de viață și un loc permanent pentru a câștiga bani. Dragoste și compatibilitate. În relațiile personale, ești o reală idealistă. Încearcă totuși să nu-ți pui iubitul pe un piedestal, pentru că iluziile tale se vor prăbuși în praf dacă această persoană nu-ți poate satisface cerințele înalte. Ești generoasă față de cei dragi, dar numai dacă nu te împiedică să lucrezi într-un ritm convenabil pentru tine și să ți lase timp pentru singurătate completă cu gândurile tale. De obicei petreci serile acasă cu familia și prietenii apropiați. Aproape întotdeauna, apreciezi confortul și liniștea casei,
Pentru tine expresia, casa mea este cetatea mea, este mai adevărată ca niciodată. De la membrii familiei tale, soliciți același respect pentru domiciliu, valori familiale, viața de familie și vatră. Este puțin probabil să permiți copiilor să organizeze petreceri zgomotoase la domiciliu, de aceea sunt posibile unele conflicte cu generația tânără. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimba prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Preferi să lucrezi singură și nu ești inclinată să ai o poziție de lider. Tu prețuiești munca în pace și liniște, nu îți pasă de evaluarea externă, ești suficientă de inteligentă pentru a da o notă cu privire la argumentele pro și contra muncii tale. În plus, ești prea ocupată cu munca în sine pentru a străluce în fața subordonaților, pentru a organiza ședințe sau a lua o poziție publică proeminentă. Tu nu invidiezi popularitatea altcuiva, lăsând această nișă pentru cei care sunt interesați de ea. Nu-ți plac deschiderea și comunicarea, reducându-le la minimul necesar. Lucrând singură, nu suferi niciodată de singurătatea proprie. Deficiențele și eșecurile, de asemenea, nu te sperie. În cazuri extreme, vei lua în considerare experiența negativă și vei aborda cu calm o altă problemă. Ești o muncitoare adevărată, introvertă. Sănătate și boli. Trebuie să fii precaută la disprețuirea sumbră a spiritului. Predispoziția la acest lucru este dictată de cea de-a noua carte de tarot, însoțită de depresie și de problemele asociate cu dinții și oasele. Acestea din urmă te pot amenința în perioadele de sarcină sau menopauză, iar depresia este posibilă din cauza unor eșecuri la locul de muncă. Orice problemă la locul de muncă poate să te ducă în abisul întunericului și pesimismului. La o vârstă mai târzie sunt posibile tulburări auditive și vestibulare. Cel mai bun mijloc de prevenire și terapie pentru tine este un râs vesel. Ești capabilă să experimentezi o bucurie nemărginită acasă, în special în bucătărie. Deși nu ești predispusă la supraalimentare, îți place să gătești, poți fi un bucătar excelent. Tu iei în serios o dietă, făcând un meniu bine gândit. Meniul pe care îl faci este întotdeauna complex, echilibrat și variat, astfel încât casa ta poate fi doar invidiată. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu energie puternică, urisitoarele ți-au dăruit o natură rezistentă, poți fi un războinic neînfricat, care are întotdeauna propria părere și o apără cu încăpățânare în toate situațiile. Ursitoarele ți-au hărăzit o sănătate bună, un caracter puternic. Ar trebui să ai o mulțime de prieteni, totul vine ușor pentru tine, ceea ce provoacă invidia celor din jurul tău și dă naștere unei abundențe de nebuni și dușmani. În dragoste ești norocoasă, precum și în sfera materială.
Tu atragi banii. Principalul lucru pe care trebuie să-l înveți este să nu-ți pierzi capul datorită succesului și totul va fi bine în viața ta. Sfaturi pentru tine. Trebuie să te asiguri că dragostea ta față de singurătate nu te face nepoliticoasă, necultivată, sumbră și nesportivă cu oamenii. Prin urmare, poate ar trebui să alegi un loc de muncă în care să nu fii complet ruptă de echipă, pentru a nu pierde toate abilitățile de comunicare. Încearcă să iei mai mult contact cu societatea. Depune mai multe eforturi pentru a-ți îmbunătăți condiția spirituală. Nu încerca să impui și altora principiile tale. Nu te lăsa acaparate de rutină. Refuză nefericirea pe termen lung. Trebuie să acorzi atenție oamenilor ironici, veseli și optimi, care te vor conduce și te vor ajuta. Ușurința și buna dispoziție sunt de multe ori insuficiente pentru tine. Ai nevoie de diversitate. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.